Specialiști veterinari din România și Cehia se pregătesc să plece în Africa, unde vor îngriji animale sălbatice exotice, inclusiv gheparzi. Sub umbrela ONG-ului Veterinari Fără Frontiere, angajați și studenți ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj, dar și specialiști de la Universitate din Cehia, vor pleca voluntar într-o regiune din Africa numită Somaliland. Acolo vor acorda asistență medicală într-un adăpost unde sunt ținute animale sălbatice, salvate din mâinile traficanților. În viitor, voluntarii români și cehi ar putea deschide acolo chiar și cabinete veterinare. Am avut o discuție cu reprezentanții guvernului din Somaliland și după discuția cu noi și-au dat seama într-adevăr că există o deficiență majoră în țară în ceea ce privește serviciile veterinare pentru animale de rentă, în principal, țara fiind, de fapt, sau Somaliland, această regiune, fiind dependentă de exportul de animale, cam 60% din produsul lor intern brut provine din exportul de animale de rentă, cămile, oi, capre, vaci. Și, în plus, pe lângă această consultanță, vom oferi și consultanță în ceea ce privește medicina animalelor sălbatice, fiind o zonă fără statut de țară, repet, este destul de ciudat din punct de vedere al dreptului internațional. Organizațiile internaționale, cum ar fi, de exemplu, organizația CITES, care se ocupă de legiferarea și, să zicem, aprobarea comerțului cu animale sălbatice protejate, nu este reprezentată în această regiune, nefiind recunoscută de ONU. Și din acest motiv, zona Somaliland este folosită ca un fel de hub, să-i spun, pentru comerțul ilegal cu animale exotice, inclusiv gheparzi. Primii voluntari români vor pleca în Africa în noiembrie și vor îngriji gheparzi. Nu există riscuri, gheparzii sunt animale, sunt toți care sunt acolo, sunt prinși ca și pui din natură, se învață extrem de repede cu omul, din păcate spun asta, pentru că nu mai pot fi eliberați din acest motiv. La ora actuală sunt 14 gheparzi, când a fost noi acum 2 săptămâni erau 11, între timp a mai confiscat Ministerul Mediului încă 3 pui, iar riscuri nu prea există, este doar destul de sigură, nu știu dacă riscul este mai mare decât în alte zone. Meseria noastră, în general, este riscantă și frumoasă în același timp. De medic veterinar, te poate lovi un cal la fel de bine ca și cum te poate mușca un câine. Pentru că în Somaliland posibilitățile financiare sunt limitate, voluntarii români și cehi vor duce cu ei și echipamente medicale, consumabile, alimente și cărți de specialitate.